Salut, sunt Alexandra, iar acestea sunt cele mai noi și mai interesante evenimente culturale. Teatrul Odeon prezintă de la ora 19 în Sala Majestic piesa Un tramvai numit Dorință de Tennessee Williams. Piesa a fost scrisă în anul 1947 și premiată un an mai târziu cu premiul Pulitzer pentru teatru. Un tramvai numit Dorință este spectacolul care urmărește sub lupă evoluția celor patru personaje cu titlul unui destin comun, ratarea. Textul lui Williams stă la baza unei creații spectaculare care își dorește răspândirea unei povești de care nu te mai poți despărți. La ora 19 la Ateneul Român, Filarmonica George Enescu prezintă integral în concert cel de-al treilea act al operei Parsifal de Richard Wagner. Filarmonica George Enescu este instituția muzicală reprezentativă a României. Pe lângă concertele simfonice și camerale curente, Filarmonica a înregistrat zeci de discuri LP și CD și a întreprins turnee de răsunet în Europa, Asia și Extremul Orient, câștigându-și astfel un bine meritat renume internațional. La ora 21:30 la Godo Cafe Teatru se pune în scenă piesa Happy End. Textul spune povestea unei femei care la 30 de ani caută un bărbat cu care să-și împartă viața. Timp de 10 ani a avut grijă de o bătrână, dar după ce aceasta a murit, s-a trezit complet singură. Nu are familie, nu are niciun prieten, așa că începe o căutare ca în basme după făt frumos, personaj care capătă mai multe înfățișări pline de umor, dar și de sensibilitate și romantism. Aștept femeia potrivită, doamnă! Să dăruiesc ceva oamenilor și toți ăștia care vor să dăruiască să nu alți drept nebun. Doar ăia care cer, ăia sunt normali. Ești un boschetar, dar am încredere. Acestea au fost recomandările culturale pentru astăzi. Urmăriți TV Guide în continuare pentru alte informații și recomandări. Distracție plăcută!